Ilinca Bunduchi are 8 ani și locuiește în București alături de mama, tatăl și cei doi frați ai ei. Fiind sora mai mare, îi ajută pe părinții săi să aibă grijă de frații mai mici. Când vrea timp pentru ea, Ilinca merge la tenis. Chiar dacă dai prea mulți bani pe el, dacă faci acest lucru la tenis, până vei fi mare, poți să te duci în turnee, să ai și atenție, primești și bani dacă câștigi. Și eu sunt plină de energie și îmi consum vreo jumătate din energie la tenis. Ilinca este o fire activă și creativă și tot timpul vrea să facă câte ceva. Îmi place foarte mult să pictez pentru că este ușoră primul rând și poți să faci ce vrei tu, adică nu trebuie să faci neapărat ceva din realitate. De exemplu, la fotbal eu nu pot să fac ceva ireal, adică să zbor pe sus cu mingea, dar când pictez pot să fac asta, de exemplu pot să o pictez. Preferata mea pictură care a fost până acum făcută de mine a fost cea cu floarea, improvizată din degete și din pensulă. Face cursuri de teatru și teatru de păpuși, dar dacă ar fi să aleagă... Teatru de păpuși îmi place mai mult, chiar dacă este mai greu. Îmi place că pot eu să-l fac pe personaj să se miște cum vreau eu. Dacă aș fi totuși eu, ar fi mai greu să vezi rolurile, să vezi cum te miști. Dacă greșești un pas, nu poți să-l refaci, să te duci de la început. Chiar dacă poți să improvizezi, îți vine mai greu. La păpușă, de exemplu, dacă n-ai reușit un pas, de exemplu, dacă am făcut asta la păpușă, pot să încerc să fac ceva cu alt cu piciorul, dar la mine însumi e mai greu puțin. Ilinca îi e foarte greu să decidă ce va face când va fi mare. Ori o să vreau să devin pictoriță, să joc teatru, nu contează care e teatru, când mă mai gândesc, dar cred că teatru de păpuși, sau tenis. Superputerile mele sunt curajul, energia și bucuria. Bucuria o folosesc când vreau să fiu mai fericită. Energia o folosesc când sunt obosită. Și curajul o folosesc când mi-e teamă. Săptămâna asta, la școala de supereroi Ițibiți învață oul pe găină, oul este Ilinca Bunduchi de 8 ani. Urmărește-o cum crește supererou.